Cel mai mare violator din istoria României a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare. Este cea mai mare pedeapsă pe care o poate primi. Bărbatul a demenat femei sub pretextul că vrea să le angajeze, iar apoi le viola. Falsul medic, psiholog și ginecolog ademenea femeile care vreau să se angajeze într-un cabinet din Giulești. În 2017, acesta a creat o adresă de mail, iar apoi a postat pe internet mai multe anunțuri false de angajare. Tinerelor care răspundeau la acele anunțuri le cerea să vină în Giulești, unde îl pretindea că este medicul care face analizele pentru angajare. După un examen psihologic, acesta le-ar fi sedat și le-ar fi supus unui alt examen ginecologic, însă atunci ar fi avut loc agresiunile sexuale. Este considerat cel mai mare violator din istoria României, iar când a fost trimis în judecată, a avut peste 100 de capete de acuzare de viol, agresiune sexuală și violarea vieții private, pentru că femeile pe care le viola, le și filma, apoi vindea aceste materiale pe internet contra unor sume importante de bani. Aproximativ 70 de victime au depus plângere. Procurorii și polițiștii de la investigații criminale au găsit mai multe probe și materiale video în cabinetul său de pe calea Giulești. Bărbatul a fost găsit în zona cabinetului și a locuinței sale, mergea pe stradă când a fost oprit și s-a spus că are de executat o pedeapsă cu închisoarea. Faptele de care el este acuzat au o pedeapsă de peste 60 de ani de închisoare, însă cea mai mare pedeapsă care poate fi dată în codul penal din România este de 30 de ani, relatează știrile ProTV.ro.